Primăria Pitești a decis ca reabilitarea Colegiului Național Ice Brătianu să fie realizată în etape, prin finanțare multianuală de la bugetul local și nu prin fonduri europene. Inițial fusese accesat aproape 1 milion de euro de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea colegiului, dar a fost reziliat contractul de execuție din cauza activității lente a constructorului. Este o lucrare multianuală și s-a prins, da, bineînțeles, doi ani de zile am tot bugetat și am fost nevoit să retragem fondurile pentru că nu au fost consumate. Fondurile europene care au fost accesate erau într-un program 2007-2013. Următoarele fonduri care urmează să fie accesate sunt pe axa 2014-2020. Am renunțat tocmai din acest motiv care ne obliga să ne încadrăm cu realizarea lucrărilor până la sfârșitul anului. Și pentru că am avut ghinionul să avem un constructor neserios și ne-am dat seama că nu putem să realizăm lucrările, am fost nevoiți să renunțăm la aceste finanțări europene. În consecință a fost pierdută finanțarea europeană, iar autoritățile s-au lecuit. Așa se face că în acest an a fost prevăzută în buget suma de 500.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de reabilitare. Viceprimarul Laurențiu Zidaru a mai declarat că se dorește ca până la finalul anului 2016 să fie gata reabilitarea.